alți ani am primit din luna octombrie, dacă solicitam avans, ne dădea în octombrie, în noiembrie, cel târziu. Acum am solicitat avans și a durat 2 luni jumate ca să ne dea avans la animale. E foarte greu să ne descurcăm, pentru că nouă ne trebuie nutreț, nouă ne trebuie tărâțe. Sunt consumabile. Pentru un animal să-l ții, el nu știe de o de plimbare, de relaxare. El când zbiară trebuie să-i dai apă, mâncare, să-i asiguri necesar. Crescătorii de animale sunt cei mai nemulțumiți. Ei spun că dacă ar fi primit banii la timp, ar fi traversat iarna mai ușor. După un an secetos, întârzierea banilor a creat mari probleme și cultivatorilor de terenuri. Nici măcar n-am primit-o anul ăsta. Și vă dați seama câte am de făcut. Și câte am început și câte planuri am. Ca oricare, nu? Am avut un 2015 secetos, oamenii au rămas decapitalizați, au făcut eforturi, s-au împrumutat, s-au așteptat acești bani, dar sperăm că vor veni acum în al 13-lea ceas, pentru că e foarte mare nevoie, mai ales a început campania de primăvară și oamenii au nevoie de sămânță, au nevoie de îngrășăminte, au nevoie de erbicide. Reprezentanții APIA spun că de astăzi au început operațiunile bancare pentru virarea banilor. Din totalul de 24.000, aproximativ 24.700 fermieri ce și-au depus cereri în campania 2015, cred că în jur de 17.000 de fermieri își vor putea aștepta banii în conturi în săptămâna următoare. La schema de plată unică pe suprafață, în cuantum de 79,73 euro la hectar, se adaugă plata redistributivă în valoare de 5 euro la hectar pentru fermierii care dețin între 1 și 5 hectare și 51,07 euro la hectar pentru cei care dețin între 5 și 30 de hectare.